stimați camarazi sindicaliști, Federația Sindicatelor Silva, structură sindicală care reunește peste 15.000 de membri, care activează în administrarea pădurilor statului, organizează astăzi împreună cu camarazii noștri ceferiști, militari, cei din sănătate, cei din împreună cu minerii, acest meeting de protest sub sloganul indiferența guvernanților, inflația și specula ne sufocă zi de zi, jos ipocrizia politică, meeting-ul pentru justiție socială. Ne-am adunat astăzi aici ca să-i aducem aminte domnului prim-ministru, care și ministru apărăi în caz că nu știe, că atât armata cât și poliția stau la efective foarte prost, sub 40%, aproape 40% au părăsit prin demisie, pentru că sunt plătiți la nivelul anilor 2009 ca indici de salarizare. Deci se dau legi pe care președintele le promulgă, iar pe care guvernele, indiferent de culoare, nu le respectă. Legea salarizării, valabil pentru toată lumea. Legile pensiilor și civile și militare nu se respectă. În momentul în care se promite după 5-6-7 ani că se va aplica legea, stai să vezi că scoatem alta nouă, care nici aia nu se va aplica. Ăsta este un aspect. În al doilea rând, dacă tot vorbim de efective, păi să spunem că aviația este la pământ, pentru că am cumpărat 10 de avioane F-16, dintre care mai zboară, avem o singură escadrilă, să spunem, operativă, de, operațională, de 15 avioane, de care zboară doar 3, iar celelalte migurile sunt la pământ datorită afacerii kerosene, care le-au distrus motoarele. Deci suntem în piață pentru a le spune acestor guvernanți că ei au fost aleși să conducă țara, nu să o jefuiască, și le solicităm imperios respectarea articolului 47 din Constituție. Dacă mai avem Constituție, după ce au făcut săptămâna trecută în Parlament, da? Acolo spune clar, la punctul A, asigurarea unui trai decent prin salarizarea civililor, asigurarea unui trai decent pensionarilor acestor țări, acestei țări. În al doilea rând, cere respectarea condițiilor de aderare la NATO, fiindcă nu le-am semnat eu sau vreunul dintre oamenii care suntem în piață. Sunt angajamente asumate de statul român. Sunt obligații internaționale, trebuie să și le asume. Noi reprezentăm bugetarii din administrația publică locală și centrală. Aici sunt cei mai mulți din poliția locală. Mai sunt și din structurile de poliție. Principalele revendicări acestor categorii sunt legate pentru poliția locală de reducerea vârstei de pensionare. Practic, ei îndeplinesc misiuni de ordine publică și rutier și au vârsta de pensionare de 65 de ani, ceea ce se știe că nu poți să mai alegi după voți la vârsta aceasta și să mai îndeplinești misiunile prevăzute în fișa postului. Mai mult de atât, i-au prevăzut în lege încadrarea în condiții deosebite sau speciale, ci și nu se aplică. De fapt, asta e cea mai mare nemulțumire acestora la nivel de țară. Poporul român trebuie să înțeleagă un singur lucru. Ne-am săturat să fim conduși de trădători de țară și de neam. Ne vrem țara înapoi, ne vrem bogățiile înapoi, vrem să devenim stăpâni pe țara noastră și pe noi înșine. Nu vrem să fim sclavii nimănui în România. Și nici cei care au plecat afară, vrem să se întoarcă înapoi, să reconstruim țara asta din temelii, pentru că avem cu ce, avem bogății, avem din ce să renaștem România. Eu 37 de ani am zbătut pentru pădure, n-am avut sărbători, n-am avut zile libere, n-am avut concediu și nu, să nu ne mai considere nimeni hoți și tâlhari, pădurari. Avem colegi care sunt morți pentru pădure, avem colegi care sunt chilodiți, n-avem nimic, absolut, n-avem nici lege din partea noastră și n-avem, nu ne apără nimeni, deci nu ne apără nimeni, deci toată lumea ni cere, dar nimeni nu ne dă nimic, absolut. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.